Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră și de asemenea cu o nouă temă pe care vă propunem în seara aceasta împreună cu un invitat deosebit. O revedere în studioul nostru împreună cu domnul Radu Zidaru, expert în libertate religioasă în cadrul FORP România și bineînțeles avocat. Bună seara și mulțumesc de invitație. Tema pe care vă propun în seara aceasta este despre sărbătorile pascale în anul 2021. Bineînțeles, în noile condiții ale crizei pandemice și împreună cu dumneavoastră o să vedem care sunt aceste noi condiții, mai ales că anul acesta diferă puțin sau știu eu în punctele esențiale față de anul trecut în ceea ce înseamnă abordarea guvernamentală asupra pandemiei și bineînțeles a limitelor pe care noi cetățenii le avem. Cum mi se pare tema aceasta? Că mai avem puțin, deja, de fapt, Paștele Catolic deja a trecut, urmează Paștele Ortodox și iată-ne că tot ce vedem în jurul nostru, dacă ne uităm la știri, dacă ne uităm la tot ce se discută în spațiu mediatic, vedem că spiritele sunt din ce în ce mai încinse. La prima vedere aș fi tentat să spun că este vorba de un act de clemență din partea statului, că statul face o favoare în raport cu libertatea religioasă, în sensul că a permis o derogare cu privire la dreptul de circulație până la ora 2 pentru ca romano-catolicii să-și poată sărba Paștele alături de cultele protestante. Dar lucrurile nu sunt deloc așa, în sensul că statul nu poate face această derogare, nu poate alătura libertatea de circulație libertății religioase. Prin urmare, nu vorbim de un act de clemență din partea statului. Deci, după părerea mea, această normare, la nivel de hotărâre de Consiliul Național pentru Situații de Urgență, personal eu o văd lipsită de obiect și este problematică sub acest aspect al libertății religioase. Dacă privim, așa să spunem, contextual, situația de anul acesta cu cea de anul trecut, vedem că, de fapt, în anul acesta, aș spune că avem câteva elemente în plus la nivelul pandemiei. Dar, în primul rând, avem o soluție sau o posibilă soluție, încă nu s-a demonstrat că, de fapt, vaccinul este o soluție, dar încă nu avem timpul necesar, dar avem, pe de-o parte, o grămadă de nemulțumiri și de probleme care au generat și generează în continuare tensiune în societate. Ați identificat trei aspecte foarte importante. Problema vaccinării și mă gândesc aici la, l-aș spune așa în ghilimele, apelul domnului prim-ministru cu privire la faptul că Biserica Ortodoxă Română și cultele religioase să se implice în campania de vaccinare, această solicitare din partea conducătorului executivului. Legat de acest aspect, de fapt, este o reiterare a poziției Bisericii Ortodoxe Române transmisă prin domnul purtător de cuvânt Vasile Bănescu, aceea că Biserica Ortodoxă Română sprijină demersurile pozitive pentru salvarea vieții și tot ceea ce presupune acest progres în domeniul medical, chiar și cu privire la vaccin, dar biserica și în general cultele recunoscute de lege nu pot garanta eficiența acestui vaccin, pentru că vorbim de două domenii diferite, cel al teologiei și cel al științei medicale, care rămâne în competența medicilor. Deci, sub acest aspect, cultele religioase recunoscute de lege nu pot acorda o garanție cu privire la eficacitatea acestui vaccin. Din acest punct de vedere, declarația domnului prim-ministru este un pic una, să spunem așa, ieșită un picuț din context, puțin cam prea agresivă, într-un domeniu care, de fapt, excede competenței cultelor religioase. Al doilea aspect pe care l-ați adus în discuție este această tensiune. Practic, este vorba de o nemulțumire a societății în general cu privire la restrângerea în mod abuziv a libertății religioase și nu mă refer aici numai la libertatea religioasă, ci și la libertatea de circulație, dreptul persoanei de a dispune de ea însă și dreptul persoanei de a nu fi supusă unui tratament medical împotriva voinței ei.
Deci toate aceste limitări de drepturi, nu numai cu privire la libertate religioasă, ci și la alte drepturi, toate acestea au creat o stare de tensiune în societate, pentru că membrii care compun această societate se întâmplă să mai și gândească și ei văd că lucrurile nu au fost făcute cum trebuie, executivul nu și-a respectat, din păcate, atribuția de executiv și lucrurile au ieșit din matca lor de normalitate. Din acest punct de vedere, societatea sancționează cumva deciziile guvernului prin proteste, prin atitudini de acest gen. De altfel, sunt justificate pentru că vorbim la nivel pur teoretic de apărarea democrației. Chiar domnul președinte spunea la un moment dat că democrația nu poate fi pusă între paranteze. Și mă gândesc aici la declarația făcută de dânsul în contextul apropierii alegerilor parlamentare. Iată că, cu privire la libertatea religioasă, din păcate s-a văzut că democrația poate fi, din păcate, pusă între paranteze și chiar m-a mirat de ce președintele nu a avut o atitudine simetrică în raport cu libertatea religioasă. Al treilea aspect, și cu asta închei, apropierea sărbătorilor pascale. Da, este un moment foarte așteptat de creștini și vedem care va mai fi actul de clemență al statului cu privire la exercitarea libertății religioase. Așteptăm. Care ar fi motivul, care ar fi motivele pentru care un oficial guvernamental să apeleze la culte? Și mă gândeam la două aspecte și vă rog să-mi spuneți părerea dumneavoastră. Unul ar fi că biserica încă mai are încredere față de celelalte instituții. Da, bănuiesc că armata, biserica încă sunt instituțiile, organismele, să spunem așa, din societate, care au cea mai mare încredere în România și probabil un sfat, o recomandare venită din partea bisericii va fi luată în seamă. Apoi, probabil se gândesc că și refuzul acesta sau, să spunem, reticența, că nu pot să zic întotdeauna refuz, pentru că nimeni nu știe. V-am spus, suntem încă în perioada aceea de testare. Veștile cu privire la efectele secundare sunt de tot felul. Am văzut, da, și nu numai la noi, vorbim de o lume întreagă. Poate se gândesc că reticența aceasta vine pe fondul unor crezuri sau, știu, unor probleme teologice, unor credințe ale creștinilor că, din punct de vedere, să spunem, spiritual, vaccinul afectează integritatea, să spunem, sufletului sau, știu, identitatea spirituală. E posibil. Cel puțin la încredere, cred că au încredere. Ideea este că ceea ce mă surprinde și chiar vreau să discutăm despre asta este că în comparație cu anul trecut în care biserica chiar n-a fost întrebată, n-a fost invitată să stea la discuții, de data aceasta vine direct cu o recomandare, cu o rugăminte, dacă se poate, să fiți de partea noastră. Nu știu cât de mult s-a discutat în interior între cele două instituții, da, vorbim despre Guvernul României prin Secretariatul de Stat pentru Culte și, bineînțeles, și alte biserici, începem cu Părintele Patriar și Biserica Ortodoxă până la cei mai mici, da? Problema este că cultele religioase recunoscute de lege întotdeauna sunt puse în situația de a negocia cu cel care are pâinea și cuțitul în mână. Și n-aș vrea să cred că această afirmație a domnului prim-ministru ar fi vreo aluzie voalată. Însă, repet, cultele nu își pot da acordul, nu pot gira aspectul medical al vaccinului și, de asemenea, cred că, într-adevăr, din această perspectivă a relației stat-biserică, cred că acum executivul a apelat la culte și, în special, la Biserica Ortodoxă Română, tocmai cum a spus și dumneavoastră, cultele, în general, se bucură în societate de o credibilitate foarte mare și s-a apelat cumva la acest as în mânecă, să spunem așa,
Dar, după părerea mea, tandemul acesta este unul neechitabil, pentru că, pe de o parte, restrânge în mod brutal exercițiul, libertatea religioasă însăși, nu exercițiul, ci libertatea religioasă însăși o afectezi, și, pe de altă parte, ai pretenția ca, sau formulezi rugămintea publică ca cultele religioase să susțină campania de vaccinare. Deci vedem această stare, să spunem așa, duală, trecerea de la o extremă la cealaltă, care de fapt trădează cumva o situație critică sub acest aspect. Și cultele religioase sunt puse într-o situație foarte delicată. Pe de o parte, a răspunde chemării statului, a răspunde invitației făcute de stat, și pe de altă parte a gestiona problema cu proprii credincioși, în sensul de a explica și de a justifica propriilor credincioși de ce a ales să susțină această campanie de vaccinare mai mult decât ar trebui să o facă. Deci vedem că, din păcate, cultele religioase sunt puse de către executiv într-o situație foarte delicată. Ori eu personal cred că această barieră dintre știința medicală și cea teologică nu trebuie trecută. Fiecare autoritate, entitate trebuie să-și respecte propriile competențe, propriile atribuții, și cred că este și o lipsă de asumare din partea executivului. Dacă apelează la cultele religioase recunoscute de lege într-un astfel de domeniu, este clar că există o reticență a societății pe care executivul la ora actuală nu o poate înfrânge și alege, din păcate, să apeleze la ajutorul cultelor. Aș mai sublinia un alt aspect. Mi s-a părut foarte, să spun așa, foarte discutabil conduita domnului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, de a posta pe site-ul Ministerului Sănătății opinia domnului Vasile Bănescu, cred eu că a fost un exercițiu de imagine nu tocmai reușit, de a gira cumva personalitatea și atitudinea domnului Bănescu în societate, instituția Ministerului Sănătății, ceea ce înseamnă că există o tensiune și o criză la nivelul executivului care nu se poate rezolva decât apelând la instituțiile în care societatea are încredere. A mai fost un precedent cu câteva săptămâni în urmă în care a postat tot același minister aproximativ un afiș similar cu Catedrala Metropolitană din Timișoara. Interesant este că ați adus în discuție... Și numai că și într-un mod greșit. Interesant este că ați adus în discuție acest lucru și este bine dacă le punem în tandem. Acest gir acordat, să spunem în ghilimele, de domnul Vasile Bănescu, deși personal cred că este opinia dânsului și a nu angajat instituția per se, și evenimentul acesta cu postarea pe site-ul Ministerului Sănătății a Catedralei din Timișoara, ciuntită practic de elementul ei esențial, și anume crucea, și după aceea acea replică, acel răspuns al Ministerului Sănătății că de fapt a fost o greșeală și nu a fost o intenție cu privire la scoaterea crucii. Sunt două evenimente care sunt contrare și trădează ușor-ușor o... Deci, până la urmă, dacă stăm să ne gândim la situația curentă, vedem că Guvernul României, într-un fel, recunoaște imposibilitatea de a găsi soluții viabile la această criză și, până la urmă, înțeleg și după un an și ceva de criză pandemică că, de fapt, fără colaborarea cu credincioșii, cu bisericile, nu pot ieși din problema aceasta. Că până la urmă, știți, tratamentul a fost foarte discreționar la început. Pur și simplu nu i-a băgat în seamă nici pe liderii religioși, nici pe nimeni. Nici tot ce s-a scris, tot ce s-a vorbit, nimeni n-a luat în seamă. Pur și simplu au apărut cu blindatele, da, cu mașinile militare pe străzi, sau starea de urgență, și nimeni n-a luat în seamă opinia publică. Iar pe de altă parte, mi-aduc aminte de Paști, pe lângă faptul că bisericii au fost închise, a mai fost o problemă că nici la cimitiri. Apropo și de relația față de morți. Și aici introduc o altă temă și un alt subpunct al discuției noastre. Restricțiile și, să spunem acum, noile condiții pentru mormântări.
aceste restricții cu privire la mormântare iarăși sunt suspecte de nelegalitate, în sensul că ele au fost stabilite printr-un ordin de ministru, sper să nu mă înșele memoria, ordinul numărul 13 al Ministerului Sănătății, dacă nu mă înșele, fiind puse în aplicare acest ordin printr-un protocol cu privire la mormântarea, înhumarea persoanelor decedate de COVID. Iar și acest ordin este suspect de nelegalitate pentru că el încalcă libertatea religioasă, libertatea... Demnitatea umană, demnitatea umană, dreptul persoanei de a avea, de a beneficia de o mormântare potrivit credinței în care a viețuit. Și iarăși este un ordin suspect de nelegalitate pentru că practic pune cultele religioase într-o situație foarte, foarte ciudată. Și așa, într-un mod cu totul și cu totul lipsit de transparență, nu a existat pe acest subiect nicio discuție la momentul la care ordinul acela a fost emis. Chiar domnul Cătălin Raiu, expert pe libertate religioasă în cadrul OSCE, amintea la un moment dat că în Constanța un membru al cultului musulman a fost înmormântat pe o zonă, într-o zonă cumva retrasă a cimitirului, tocmai pentru că fusese bolnav de COVID și s-a stabilit că a murit de COVID și nu a avut dreptul la această mormântare potrivit practicilor cultului din care făcea parte. Prin urmare, vorbim de niște imixtiuni ale statului în domeniul libertății religioase, imixtiuni care au, așa zis, justificare medicală, care, de fapt, din păcate, până la ora actuală, după părerea mea, nu s-a dovedit. Cred că statul, la ora actuală, și-a depășit cu mult competențele. Bun, este greu să luptăm cu statul, deși statul suntem toți. Reprezentanții noștri în guvern, în legislativ, practic, de multe ori dezamăgesc, de multe ori uită cine i-a mandatat să ne reprezinte, da? Și tocmai de aceea, să spunem, în democrație s-a mai creat o instituție care se numește Avocatul Poporului. Acest avocat al poporului ar trebui din când în când, atunci când este solicitat și mai ales să spunem, să se autosesizeze și să intervine atunci în momentele cheie și a spune că trecem în perioada aceasta într-o perioadă critică și vă spun asta pentru că pe lângă efectele acestea ale bolii, care sunt devastatoare în unele locuri, foarte mulți morți, foarte mulți oameni în terapie intensivă, există și tensiunea aceasta care macină omul pe dinăuntru și care nu se vede. Depresia. Nimeni nu ține cont câți oameni suferă de depresie. Starea aceasta de anxietate, singurătate, oameni care au rămas fără locuri de muncă. Deci sunt niște stări, niște efecte pe care le vom duce cu noi ani de zile de acum încolo. Și aici sublinia că nu statul este cel care le remediază, ci cultele religioase recunoscute de către lege. Ele sunt cele care înlătură însingurarea, de aici utilitatea publică a cultelor religioase recunoscute de lege. Cultele religioase recunoscute de lege sunt cele care asigură filantropia cu privire la persoanele care trec prin situații financiare deosebite. Ele înlătură, cum am mai spus, sunt singurarea și ele sunt factori de comuniune, până la urmă, socială. Și lucrurile acestea le fac în mod natural, nemimat, pentru că asta este vocația cultului, de a chema la comuniune, la filantropie, la iubire. Pe când statul o face pentru că este o obligație, să spunem așa, de ordin juridic. Deci și din această perspectivă, statul trebuie să-și reconfigureze relația cu cultele, pentru că ele sunt factori ai păcii sociale, așa cum o afirmă și legea cultelor, ai menținerii păcii sociale, celebra pace socială atât de mult dezbătută în anii 60, dar sunt de un real folos pentru comunitate și cred că statul din această perspectivă a trecut-o cu vederea. Vreau să vă întreb dacă cumva avocatul poporului a avut vreo inițiativă în privința aceasta în perioada
Sigur, avocatul poporului a fost foarte activ în această perioadă. De fiecare dată când executivul și-a depășit competențele, avocatul poporului a avut declarații publice foarte ferme și de altfel demersuri. Aș aminti aici ultima declarație a doamnei Renate Weber cu privire la nepublicarea în Monitorul Oficial al României a cât sunt aproape 20 de ordine de hotărâri emise de Consiliul Național pentru situații de urgență. Și mi s-a părut foarte problematic, foarte discutabil răspunsul domnului prim-ministru, afirmându-se, citesc textual, spunea la un moment dat, trebuie dată un restart, trebuie făcută o reconfigurare acolo. Ce a vrut să spună prin acest lucru, nu mi-am dat seama dacă a fost o aluzie cu privire la care privea persoana avocatului poporului. Deci nu trebuie mers pe logica aceasta când cineva îmi face observație, mă supăr, îmi iau jucăriile și plec sau încep să ameninț. Și într-adevăr, acele ordine nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, deși articolul 11 aliniatul 1 din legea 24/2000 privind normele de tehnică legislatură impun obligativitatea ca toate actele autorităților centrale să fie publicate în Monitorul Oficial al României, pentru că e vorba de o publicitate. Cetățeanul trebuie să aibă acces. Dom'le, ce a stabilit Consiliul cu privire la, eu știu, mersul societății, pentru că ordinul aceea sau hotărârea aceea se adresează până la urmă societății. Cetățenii sunt destinatari acestor ordine și atunci ele trebuie publicate în Monitorul Oficial al României ca o formă de publicitate. Din acest punct de vedere, o felicit pe doamna avocat pentru atitudinea cât se poate de rapidă cu privire la această nepublicare a acestor, vorbim de 20 de hotărâri care nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României. Deci vedem că executivul, din păcate, înțelege să-și facă treaba într-o anumită stare de lucruri. De ceva vreme, de mai mult de un an, asta vă spun și în calitate de părinte, copiii sunt în noua formă de învățământ, și anume școala online, care are, să spunem, o grămadă de efecte negative, practic transformă, a spune, într-un an într-un mod să spunem semnificativ relația copilului cu ceilalți, cu familia, cu colegii. Și dacă din punct de vedere al legislației în vigoare, vorbim de legislația locală, vorbim de Constituția României, dacă dreptul la educație, libertatea aceasta de a merge la școală, de până la urmă e un drept pe care societatea ne-l oferă, este cumva limitat. Că până la urmă, cred că cel puțin la nivelul școlilor se putea face ceva și nu limita și practic nu transforma tot sistemul educațional din România într-un mediu așa virtual care până la urmă va avea efecte pe termen lung destul de grave. Cred că da, într-adevăr, acest drept a fost încălcat, accesul la educație al elevilor a fost încălcat. Și salut aici în mod deosebit inițiativa doamnei Ana Corina Săcrieru, care a demarat o acțiune în acest sens. Și chiar instanța de judecată la un moment dat a anulat niște ordine, nu mai știu exact, scap acum din memorie. Ideea a fost următoarea, ce mi s-a părut foarte interesant, trusturile de presă care au prezentat știrea respectivă privind anularea acelor ordine de ministru, dacă nu mă înșel, au titlul tabloid mare, decizie istorică a instanței de judecată, anulat. Deci, practic, trustul de presă se mira că, de fapt, a fost o decizie istorică a instanței de judecată, că niciodată nu se mai dăduse o astfel de decizie, de parcă trustul de presă studiase cu asiduitate jurisprudența tribunalului, a instanței de judecată. Și, dintr-o dată, această instanță și-a ieșit din matca ei și a dat o decizie cu totul și cu totul deosebită. Până la urmă, asta este starea de normalitate, să știți. Când suntem lezați, când suntem loviți, prejudiciați, păgubiți cu privire la aceste drepturi, trebuie să reacționăm pe cale juridică. Și atunci, conștiința societății se va schimba. Și trusturile de presă nu își vor mai permite să spună decizie șoc.
un pastor din America a scos, din Canada a scos afară polițiștii din Lăcașul de Cult. Da, polițistul poate fi scos afară din Lăcașul de Cult și fac un apel aici la toate cultele, toate cele 18 culte recunoscute de lege, că dacă vor mai întâlni această situație, să știe că în funcție de regimul juridic aplicabil acelui imobil, au dreptul ca să, pe baza legii, să invite polițistul afară dacă acesta nu are mandat de percheziție în interiorul locașului de cult. Am spus lucrul acesta și la unele cursuri pe libertate religioasă pe care le-am susținut în perioada 22-25 martie 2020 și chiar m-am bucurat că am fost anunțat că, în special în zona Transilvaniei, unele persoane, membri ai clerului, pastori, preoții, au pus în aplicare ceea ce am vorbit la curs și cultele, reprezentanții autorităților, jandarmeria și poliția s-au temut să mai intre în acele locașuri de cult. Deci iată că se poate lucrul acesta. Până la urmă nu este vorba de o războire a cultelor religioase cu statul, ci pur și simplu de respectarea a posesiei, respectarea libertății religioase, respectarea intimității actului de cult. Deci, până la urmă, despre asta este vorba. Nu este vorba că, dintr-o dată, cultele religioase sunt reacționare și doresc așa să nu mai respecte regulile sanitare și doresc să încarce pur și simplu legea ca să exercite libertatea religioasă. Mă gândesc acum la un alt moment care a generat foarte multe discuții, l-am tratat și noi aici de mai multe ori și care va reveni în discuție și de data aceasta și de sărbătorile acestea. E vorba de împărtășanie. Nu știu cum a rămas, dacă s-a făcut cumva vreo excepție din punct de vedere liturgic. Știu că biserica n-a renunțat, din punct de vedere dogmatic n-a renunțat la obiceiul de s-a sute venit de din ani. Partea, din partea Ministerului Sănătății și a Secretariatului de Stat pentru Culte a fost emis un ordin comun prin care s-a stabilit ca împărtășania în situația în care să nu se administreze împărtășania în măsura în care aceasta nu poate fi transmisă, administrată în condiții de siguranță medicală și s-a venit cu propunerea să se folosească lingurițe sau pahare de onică folosință. Ceea ce pentru cultele care administrează împărtășania într-o anumită manieră este de neacceptat lucrul acesta. Dar nu problema aceasta este discutabilă, pentru că, cel puțin pentru creștini, împărtășania nu a constituit niciodată un prilej de boală, ci, din contră, împărtășania este aducătoare de sănătate. Sigur, societatea nu poate, cei care nu cred nu pot fi forțați. Societatea seculară. Exact. Nu vrea să înțeleagă asta, nu vrea să priceapă. Nu pot fi obligați să creadă că împărtășania nu este izvor de boală. Chiar vreau să aduc în discuție aici o acțiune formulată de domnul Emil Moise de la Buzău cu privire la împărtășanie. Este vorba de o acțiune făcută împotriva, dacă nu mă înșel, Arhiepiscopiei Constanța și a înaltului Teodosie, pe motivul că acesta pune în pericol sănătatea persoanelor și a copiilor. Este vorba de o acțiune făcută, dacă nu mă înșel, de Asociația Libertate de Conștiință. Și chiar discutam cu un judecător, cu un foarte bun judecător, fost președinte al Curții de Apel Pitești, pe problema aceasta. Și mă gândeam, îmi puneam problema, domnule, el a făcut această acțiune în civil, acțiune în angajarea răspunderii civile delictuale pentru administrarea împărtășanii și el a cerut așa ca un artificiu juridic pe calea ordonanței președențiale suspendarea administrării împărtășanii până se va clarifica fondul cauzei. Este vorba, practic, ordonanța în procesul civil are rolul de a înceta pe provizoriu anumite efecte până se judecă fondul cauzei, efecte ale unei situații. Și atunci acest judecător, fiind un foarte bun expert, a spus, da, domnule, eu i-aș fi admis acțiunea respectivă, i-aș fi acceptat ordonanța și i-a spune, da, admite cererea de ordonanță președențială pentru el să nu se împărtășească, tocmai el care nu crede. Deci societatea nu poate fi schimbată să nu creadă, să creadă că împărtășanie este izvor de sănătate.
Pentru că asta ține de teologia creștină, ține de ceea ce credem noi. Dar nici creștinii care cred în Sfânta Împărtășanie nu pot fi obligați să etatizeze, să laicizeze cultul mai mult decât trebuie. Pentru că este vorba de un act intim. Vorbim de o libertate care este consacrată la nivelul Constituției și apărată prin legi de natură organică. Și atunci a veni în contradicție cu aceste prevederi este deja prea mult. Da, foarte important ceea ce ai zis. Haideți să ne întoarcem puțin la simetrie și la ceea ce se întâmplă în afara spațiului bisericesc. Vorbim despre măsuri și despre libertatea de circulație, despre libertatea de a merge la cumpărături. Vedem că până în momentul de față toate aceste limitări au fost, să spunem, mai aprige, mai restrictive, da? Toate aceste măsuri au fost mai dure față de serviciile biserice și față de slujbe, față de, să spunem, tot ce înseamnă întâlnirile acestea colective, da, ale omului. Fie că e nuntă, fie că e mormântare, da, lucruri foarte, momente, a spune eu, esențiale în viața omului. Dar pe de altă parte, tot ce înseamnă comerț, tot ce înseamnă business, tot ce înseamnă viața aceasta de entertainment, da, inclusiv artiștii au suferit foarte mult. Dar mall-urile, supermarketurile, încă o duc bine, în sensul că pentru ei parcă a fost o altă problemă, parcă pandemia a fost mult mai ușoară și bineînțeles au fost tratate, să spunem, într-un mod preferențial. Cum vezi, să spunem, diferențele acestea majore? Că sunt niște diferențe între a trata cele două aspecte. Vorbim de hrana fizică și hrana spirituală. Exact. Și vorbim de o dublă măsură și aici, dar vorbim de aplicarea unei duble măsuri doar dacă, să spunem, legalitatea ar fi stat în picioare, dacă actul ar fi fost legal, dar când actul nu este legal, practic e inutil să mai vorbim de dubla măsură, dar vorbim totuși de dubla măsură în mod uman, în mod după judecată așa cât se poate de normală. Da, pentru că omul nu trăiește numai cu pâine, ci tot, cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu și cumva această atitudine a statului duplicitară de fapt trădează cumva orientarea lui politică până la urmă și nu este nicio rușine. Problema este că se încearcă justificarea a unei orientări care de fapt este clar că nu este una, să spunem așa, tradițională și nu este nicio rușine. Practic este asumarea, să spunem așa, să zicem, a executivului sau a unor membri a unui partid, dar nu cred că, adică trebuie să avem un pic de bun simț. Pentru că este vorba de o tradiție a poporului român de a fi spiritual prin natura lui. Prin urmare, nu poți să le tatizezi cu forța tu, pentru că tu ai orientare, să spunem, care nu este una tradițională, ci este una inovatoare, să spunem așa. Și atunci aici apare problema, vedem dubla măsură. De fapt, orientarea și gândirea și doctrina anumitor partide se vede în măsurile pe care acestea le iau. Și ele pot fi măsuri, să spunem așa, tradiționale, măsuri în acord cu ceea ce majoritatea cetățenilor cred, sau poate pot fi niște măsuri care sunt în totală disonanță cu ceea ce societatea este obișnuită să primească de la stat. Domnule avocat, să presupunem că un cetățean ar vrea să se opună unor măsuri, să spunem, restrictive, în sensul că să ceară anularea unei amenzi, să dea în judecată pe cineva care îl obstrucționează, da, care nu-i permite, atunci când știe clar că îi se încalcă Constituția. Ce părere aveți? Da, aici trebuie făcută o precizare. Termenele în contencios administrativ, deci acel domeniu în care noi ne luăm în ghilimele la luptă cu statul pentru actele sau faptele pe care el le comite,
sunt mai scurte. Dovadă că chiar asta e bine. Deci sunt mult mai scurte decât în civil datorită celerității procedurii. Și atunci persoana care este vătămată într-un drept sau un interes legitim al ei, ea trebuie să se adreseze, în bun înțeles, ea trebuie să aibă actul prin care este amendată sau prin care îi se refuză soluționarea unei cereri sau chiar și, să spunem așa, refuzul tacit al statului. Trebuie să meargă, în primul rând, să apeleze la specialiști și să formuleze acțiune în contencios administrativ pentru aceste acte. Deci sfatul meu este să apeleze la specialiști persoana respectivă dacă trece printr-o astfel de situație și, sigur, să își ia cât mai multe dovezi acea persoană. Dacă se întâmplă să fie amendată, ar fi bine chiar să își înregistreze, pentru că s-au pus problema chiar și de rețineri ilegale. Deci au fost și cazuri când persoanele au fost luate cu duba și duse la secție în condițiile în care nu se vârșeau infracțiuni, ci doar erau suspecte de comiterea unor așa zise contravenții, câte ori mai fi și alea. Deci este foarte important ca persoana să-și producă cât mai multe dovezi, să-și ia cu sine cât mai multe dovezi, telefon, are dreptul să înregistreze, nu îi se poate lua telefonul din mână. Și, sigur, actul respectiv care, până la urmă, face obiectul controlului pe contencios administrativ. Vine în minte, că tot vorbeați de amendă, această hotărâre numărul 20 din 25-a 3-a 2021 cu privire la permisivitatea, să spunem așa, sărbării în limitele 22 noaptea a Paștelui Romano-Catolic și a Pesahului Evreiesc și a Paștelui. Cu privire la acest aspect s-a pus la un moment dat problema de către stat, de fapt de către autoritățile locale, dacă nu mă înșel, dacă nu pot face ele o verificare ca să vadă, dom'le, cine vine la Paștele Romano-Catolic, dacă într-adevăr acela este Romano-Catolic, ca să aibă dreptul să beneficieze de clemența pe care noi stat o tot acordăm în context pandemic. Aș atrage atenția aici că există o prevedere în legea cultelor, potrivit căreia persoana nu are obligația să își dea, să își decline, să își mărturisească confesiunea în relația cu statul. Deci beneficiază de această, să spun, acest secret confesional, să spunem așa, acest secret al confesionalității persoanei. Persoana nu este obligată în raport cu statul să spună ce credință are. O persoană poate să fie atee și poate să meargă la slujba de înviere la Paștele Romano-Catolic. Nu este nicio problemă sub acest aspect. Deci iarăși o situație în care statul chiar nu își dă seama ceea ce face. Deci situația este... Cel puțin în mediile evanghelicilor ne folosim de sărbătoarea Paștelor, de marilor sărbători în general, când avem un eveniment, pentru că atunci oamenii se pregătesc mai bine, cântă, corul, sunt niște... Vorbim până la urmă și de o cooperare transconfesională și pe care statul cumva, asupra căreia statul cumva interferanță și produce mai mult rău decât bine. Mi-aduc aminte în Timișoara de ani de zile, de pe vremea deputatului și pastorului Dugulescu, imediat după Revoluție au început să organizeze multe activități și una dintre, în afară, și aici vorbim de interconfesionalitate, una dintre ele este foarte cunoscută, nu s-a ținut nici la trecut, se vorba despre Marșul Învierii. A doua zi de Paști, toate cultele, toate bisericile și oficialități prezente de la Catedrala Metropolitană, de unde începe, de acolo se începe cu discursul reprezentantului Mitropoliei și tot așa se merge pe un parcurs, prefectură, primărie, până în Parcul Rozelor, unde se termină toată această procesiune. Oamenii sunt bucuroși, se întâlnesc, muzică de fanfară, deci vă dați seama cum răsună pe străzi, am fost și noi de câteva ori, excelent. Vreau să spun că toate aceste evenimente sunt niște sărbători la care vin foarte mulți și se miră, sunt uimiți, practic oameni care nu au poate nicio treabă cu credința, vin să vadă sau să asiste de pe margine la aceste manifestări interconfesionale de mare anvergură local. Cu această ocazie îi se limitează cetățeanului curios, dacă se poate, să asiste la o, cine știe, o bucurie pe care oricare om ar trebui să o aibă de sărbători până la urmă. Exact, da. Deci, da, într-adevăr,
Măsurile acestea au fost foarte, foarte agresive și se pare că statul încă, executivul în general, nu, încă n-a înțeles să consulte specialiști, ca să spunem așa, ca să nu mai... Ceea ce este totuși de... Acum să nu lovim tot mereu în executiv, este bine că acesta a chemat la masa dialogului cultele, reprezent parte din reprezentanța... O mare schimbare. Este o mare schimbare, deschiderea aceasta către dialog, dar în condițiile în care tu vii la dialog și practic negociezi într-o formă nelegală un drept de care nu poți să intervii sub acea formă, practic. Deci emiți un act, negociezi cu reprezentanții cultelor, domne, cum facem, cum dregem, ca să dăm un act care este din stat nelegal. Asta este problema. Dar totuși e bine că... executivul cumva a chemat la dialog, măcar să zicem așa, nu știu dacă de fațadă sau chiar în esență, cultele, reprezentanții ai cultelor, ceea ce înseamnă un pas înainte, să spunem așa. Este un pas înainte, dar trebuie făcut mult mai mult de atât. Mult mai mult de atât. Radu, ai vorbit despre specialiști și una din marile probleme ale societății noastre și inclusiv a comunității creștine din România este că, în primul rând, duce lipsă de specialiști. Deja acum, de ceva vreme îl cunosc pe domnul Cătălin Raiu, acum te cunoaștem și pe tine, încet, încet se formează o echipă în cadrul FORB, da? Și vedem că lucrurile încep să se miște, organizați cursuri, dar aș spune că prezența voastră în spațiul acesta românesc este binevenită și sperăm ca echipa să se dezvolte și să crească. Deci, voi sunteți specialiștii, dar pe de altă parte este o necunoștință la nivel mare. Oamenii nu știu ce drepturi au. Educația asta civică, nu știu dacă se mai face pe undeva, drepturile fundamentale ale omului, dacă cumva pe la școală, pe undeva se mai explică sau cel puțin inițiativa pe care voi ați avut-o în a antrena slujitorii bisericii, măcar ei să știe ce drepturi au acolo unde desfășoară activitate, ca și cum eu nu știu ce drept am în casa proprie. Exact. Și vreau să vă spun un lucru la cel de-al treilea curs organizat de FORB România pe libertate religioasă. Ne-am bucurat de prezența a 6 reprezentanți de culte religioase recunoscute de lege. Deci am avut, să spunem așa, o diversitate în domeniul cultelor religioase recunoscute de lege și a fost o prezență cât se poate de binevenită, ca să vedem și noi, domne, care e problema cu libertatea religioasă și vedem că implică foarte, foarte multe aspecte, ea nu poate fi circumscrisă doar la anumite aspecte, ci vedem că ea are o sferă de aplicare mult mai mare decât credeam. Domnule avocat, și la ce visez eu acum? La un curs chiar în instituțiile teologice? Curs la institut teologic, oricare ar fi el, de libertate religioasă, în care voi, oamenii specializați în asta, se ducă să le explice studenților care sunt drepturile religioase, pentru că ei nu știu. Sigur, lucrul acesta cred că ar fi foarte benefic, pentru că studenții din institutele teologice din România, din facultățile de teologie din România, cumva se presupune că se pregătesc să-i slujească lui Dumnezeu pe viitor. Deci cumva ei vor fi factori de opinie și factori, până la urmă, de lideri de comunități religioase. Și de aceea trebuie să știe cum stau lucrurile cu libertatea religioasă. Dar cred că și din partea statului trebuie să vină o deschidere, în sensul că și statul trebuie să apeleze la specialiști pe libertatea religioasă și, din păcate, vă spun, personal am trimis o ofertă de proiect și cu mâhnire aș putea spune că am constatat că am fost refuzat așa tacit, nu în mod direct, și lucrul acesta nu este unul pozitiv și de aceea cumva cred că și cultele religioase trebuie să se solidarizeze și să ceară astfel de proiecte pe libertate religioasă. Cred că propunerea ta este extraordinară. Solidaritatea, trebuie să spună cuvântul, este momentul în care lupta nu se mai dă la nivelul dogmelor, ci se dă la nivelul fundamental al credinței, și anume la învățăturile de bază. Și aici vorbim despre, în primul rând, credința creștină,
la dreptul de a-ți practica credința așa cum tu ai înțeles-o și, bineînțeles, la libertatea de, chiar la libertatea de expresie, că la un moment dat n-ai să poți să mai vorbești exact ceea ce ai fost chemat să faci ca și slujitor, de asemenea, libertatea de mișcare, libertatea de a merge la școală și tot așa. Încetul cu încetul toate aceste libertăți în virtutea unei sănătăți de care nimeni nu garantează nimic. Practic, orice se întâmplă, pe de altă parte, nu primi nicio garanție nici la tratament, nici la procesul acesta de vaccinare. Nimic nu este sigur. Va dura ceva, o perioadă destul de lungă până vom vedea adevărul, dar pe de cealaltă parte, restricțiile sunt restricții și trebuie respectate. Deci, practic, din partea noastră ni se cere o ascultare deplină, da, ca să folosesc așa un termen biblic, o aliniere, iar pe de altă parte nu se garantează nimic. E inechitabil. Este vorba, da, este vorba de un, până la urmă, de un parteneriat al statului cu cultele religioase, dar și cu membrii cultelor religioase, pentru că statul se adresează cultelor religioase, liderilor cultelor religioase, dar se adresează și membrilor care fac parte din acestea. Prin mare vorbim de o loialitate pe care statul trebuie să o aibă în raport cu acești participanți, să spunem așa, la viața cetății. Se spune în teologie că trupul este, sufletul este slugă bună trupului, dar trupul nu este slugă bună sufletului. Statul este cel care este servitorul cetățeanului. El are obligația de a garanta exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale, ceea ce înseamnă că statul trebuie să creeze cadrul necesar ca persoanele și cultele să-și exercite libertatea religioasă consacrată prin Constituție. Deci trebuie să edicteze norme juridice, trebuie să elaboreze politici publice de ușurare și aduc în discuție fericitul caz al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, unde guvernul chiar a elaborat un set de reguli prin care statul să adopte anumite conduite, cum să se raporteze foarte transparent și în mod nediscriminatoriu la cultele religioase recunoscute de lege și chiar le-a invitat pe acestea la un dialog real. Deci vorbim de o raportare cu totul și cu totul deosebită a statului la cultele religioase recunoscute de lege. Pe când în România comunicarea a fost cumva așa, să spunem, prin niște postări pe site-uri, nu mai postăm monitorul oficial, postăm pe site-uri, nu ne asumăm deciziile, ba apar, ba nu apar hotărârile și așa mai departe. Deci cred că trebuie o reconfigurare în acest sens. Domnule avocat, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Ca de obicei, a fost o încântare. Să spunem, câteodată chiar îmi pare rău că trebuie să tratăm subiectele astea, dar să știți că trebuie să o facem. Nu sunt cele mai ușoare subiecte și mai ales nu sunt cele mai plăcute. Nu sunt lucruri care ne bucură atunci când punem în lumină toate aceste neclarități, neplăceri care le primim cu toții, dar cineva trebuie să o facă și vă mulțumesc foarte mult pentru disponibilitatea dumneavoastră de a ne mai explica din tainele acestea ale legislației și, bineînțeles, de a le pune într-o formă, să spunem așa, pe înțelesul nostru, pentru că multe lucruri se întâmplă și oamenii chiar nu înțeleg. Presa e clar direcționată într-o anumită, să spunem, spre o anumită lumină, spre o anumită sursă, întotdeauna va reprezenta poziția guvernului, dar pe de altă parte oamenii sunt și așa într-o stare de neliniște, într-o stare de îngrijorare, măcar noi să încercăm aici să explicăm și să vedem ce se poate face, așa că să trece cu bine și, bineînțeles, să ne bucurăm de sărbătorile acestea și de viața de zi cu zi. Noi vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc. Stimați prieteni, încheiem emisiunea din seara aceasta. Vă mulțumim că și de data aceasta a fost în fața micilor ecrane. Noi, până data viitoare, vă salutăm și vă spunem la revedere.